Nu m-am așteptat ca fratele Liviu să-mi lase așa mult timp, aș fi vrut să-mi chem mai repede, putem face totuși lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu, în ultimul verset, în versetul 8, spune așa: Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Amin. Frații care fac lucrarea aceasta au botezat în apă, dar Cel ce botează cu Duhul Sfânt este Iisus Hristos. Amin. E nevoie în vremea aceasta de Duhul Sfânt? E nevoie ca încă în vremea aceasta tinerii și bătrânii să stăruiască după Duhul Sfânt? Sau am uitat de Duhul Sfânt și nu mai vorbim despre El? Nu uitați că Domnul Iisus Hristos i-a spus la ucenici să nu vă îndepărtați de Ierusalim până nu veți primi ce? O putere. Iar oamenii aceștia au ascultat de Domnul Iisus Hristos. Toți apostolii, ucenicii care erau în vremea aceea, erau fricoși. Nu îndrăzneau să vestească Evanghelia. Dar când a venit Duhul Sfânt și a venit peste ei, oamenii aceștia au primit o putere și aceasta este puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domn. Când ai pe Duhul Sfânt în viața ta, ești un om deosebit, ești un om diferit. Ești în stare ca un leu tânăr să stai în fața primejdiei și să te lupți cu vrășmașul. De ce? Pentru că ai primit o putere din partea lui Dumnezeu. Ai primit Duhul Sfânt. Ai uitat că ai primit Duhul Sfânt? Mai ai Duhul Sfânt în tine? Mai am eu Duhul Sfânt în mine? Mai apreciez eu lucrarea aceasta a Duhului Sfânt? Mai cer eu peste mine puterea Duhului Sfânt? E nevoie în vremea aceasta, frații mei, vă rog din toată inima, tineri, copii, tineri, bătrâni, avem nevoie în vremea aceasta de Duhul Sfânt să ne călăuzească. Avem nevoie de Duhul Sfânt să stea lângă noi. Când Pavel spunea lucrurile acestea, vorbea despre Duhul Sfânt, lângă el a mai stat, toți au fugit, dar a rămas Dumnezeu lângă el, slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt te învață ce să vorbești. Duhul Sfânt te învață cum să te porți. Duhul Sfânt te călăuzește și îți spune toate lucrurile, slăvit să fie numele Duhului Sfânt. Frații mei, aduceți-vă-ți aminte că suntem oameni care am cerut Duhul Sfânt peste noi. Să-L mai cerem care nu L-au primit. Iar cei care suntem goi de Duhul Sfânt, să ne reumplem de Duhul lui Dumnezeu. Că vor veni vremurile grele, frații mei. Noi am te vorbit despre ele. Dar acum vor veni vremuri grele când ai nevoie de Duhul Sfânt, să stea Duhul Sfânt lângă tine să te învețe, să te învețe să rabzi. Când va veni vremea când va trebui să iei palme pentru Dumnezeu, când va veni vremea când trebuie să rabzi, vei putea să rabzi dacă n-ai pe Duhul Sfânt în tine? Nu! Vă spun categoric că nu! Firea aceasta se va scula și în momentul când cineva va veni la tine, ești în stare să mergi să-l iei de gât. Dar un om care e botezat de Duhul Sfânt, îi blând ca Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Vă spun lucrul acesta cu toată tăria. Vă spun pentru că mă cunosc pe mine și mă văd pe mine de multe ori în slăbiciunile mele și cer Duhul Sfânt peste mine să-mi deie dragoste, să-mi deie putere. Să pot să-mi iubesc frații cu care merg spre veșnicie, spre împărăția lui Dumnezeu, să nu mă cert pe drum cu ei. Pentru că nu vom putea ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă ne mușcăm și ne împingem unii pe alții pe drum către veșnicie. Este loc în împărăția lui Dumnezeu, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Deci lucrurile acestea de pe pământ, ce? Slujbe, poziții pe care le avem, îs nimic. Viața trăită cu Dumnezeu, aceasta ne va duce înaintea lui Dumnezeu. Cum îți trăiești viața? Cum îmi trăiesc eu viața pe pământul acesta? Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, ascultă-ne, Doamne. Umple tinerii noștri cu Duhul Sfânt să fie plini de râvnă pentru împărăția Ta. Să le schimbe Duhul Sfânt viața.
Când vedeți tinerii ăștia care au fost câțiva, care au fost dintre tinerii noștri, care au fost mai înainte, au intrat Duhul Sfânt în viața lor, ai văzut schimbare în viața lor. De ce? Pentru că Duhul Sfânt le-a vorbit și le-a spus, cum trăiești tu, nu trăiești bine. Satana niciodată n-are să vie să spuie că nu trăiești bine. Îți spune, ești ok cum ești, e bine cum ești, e bine cum te îmbraci, e bine cum te porți. Duhul Sfânt va veni și îți va spune, nu-i bine cum ai vorbit, nu-i bine cum te-ai purtat. Trebuie să te întorci înapoi și să plângi, să-ți ceri iertare. Dumnezeu te poate ierta. Dumnezeu ne poate da iertarea, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să citesc un cuvânt pe care îl găsim în Isaia, să vedem cu cine avem de-a face. Legat de textul din seara aceasta, cuvântul Domnului spune așa în 40, în Isaia, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile oscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Și iată cu cine avem de-a face, frații mei. Uitați-vă să vedeți ce purtare a avut Domnul Iisus Hristos. Isaia 42. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care îmi găsesc plăcerea, sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu îl va face să se audă pe uliță. De câte ori ai ridicat tu glasul și eu? De câte ori te-ai purtat cum nu trebuie să te porți? Și Domnul Iisus spune aici, El nu va striga. De câte ori ai strigat tu? El nu își va ridica glasul, dar eu am ridicat glasul. Iată cum s-a purtat Domnul Iisus Hristos și cum trebuie să fiu eu. Trestia frântă n-a zdrobit, nu o va zdrobi și mugul care mai arde încă nu îl va stinge. Va vesti judecata după adevăr. L-ai văzut pe unul frânt și zdrobit și l-ai văzut că ai păcătuit. L-ai apăsat poate. Poate nu l-ai apăsat, Domnul să te binecuvânteze. Domnul Iisus spune că trestia frântă n-o frânt-o. Mucul care mai fumegă, el nu l-o stins. Facem noi lucrul acesta cum a făcut Domnul Iisus Hristos? El nu va slăbi, nici nu va lăsa, până nu va așeza dreptatea pe pământ. Și ostroave vor înlădăjdui în legea Lui. Va veni o zi în care Dumnezeu va aduce dreptate pe pământul ăsta. Uitați-vă câtă nedreptate este în lumea aceasta. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Păcătuim înaintea lui Dumnezeu pentru că suntem atât de înverșulați în ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și în loc să binecuvântăm, cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, ne împotrivim celor care sunt mari și care dau legi împotriva noastră. Și de multe ori nu știm de ce duc suntem călăuziți. Și eu am făcut lucrul acesta și cer iertare și am cerut iertare înaintea Domnului. Dar Domnul este diferit. Uite, dați cum o trăi Domnul Iisus Hristos. Așa vorbește Domnul Dumnezeul care a făcut cerul și a întins... care a întins pământul și cel ce de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflare celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune în legământ cu poporul ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prisoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Așa a făcut Domnul nostru, slăvit să fie în numele Lui. Ioan a pregătit calea Domnului. Noi trebuie să umblăm pe calea aceasta pe care a umblat Iisus Hristos. Acesta este robul Domnului, este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slavia mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolului. Iată că cele din tâi lucruri s-au împlinit și se vestesc altele noi. Vi le spun mai înainte ca să se întâmple. Pentru că Dumnezeu este de partea noastră și Dumnezeu vrea ca în vremea aceasta noi să trăim așa cum a trăit Iisus Hristos. Nu-i ușor, frații mei, dar vă avertizez, am datoria aceasta să vă avertizez și să mă avertizez și pe mine. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața și-au dat. Poate unii dintre noi va trebui să trecem prin faza aceasta. Avem nevoie de Duhul Sfânt.
Avem nevoie de Duhul Sfânt. Fraților, haideți să înviorăm în biserică dorința aceasta, rugăciunea după Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să ne dea putere, să ne putem iubi unii pe alții, să ne putem sprijini unii pe alții, să cerem călăuzire în vremea aceasta și să întrebăm, Doamne, ce să facem? Doamne, cum să ne purtăm ca să fim plăcuți Ție în vremea aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum trebuie să ne purtăm. Am uitat oare de lucrurile acestea? Că avem o chemare sfântă? Dumnezeu își vrea un popor curat, un popor sfânt, plin de râvnă pentru El și pentru împărăția Lui. Fă, Doamne, ca biserica din Per să fie plină de râvnă pentru împărăția Ta. Și fie ca toată biserica să fie umplută cu Duhul Sfânt. Toți, frații mei, toți copiii și cei în vârstă, stăruiți după Duhul Sfânt, chemați pe Duhul Sfânt. E o mare bucurie atunci când Duhul Sfânt se prezintă. Ați experimentat lucrul acesta și știți, când se coboară Duhul Sfânt, e mare bucurie în biserică, slăviți să fie Domnul. Duhul Sfânt vine atunci când cineva vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine atunci când cineva cântă o cântare cu har. Duhul Sfânt vine atunci când oamenii îl cer, dacă îl vom chema. Iisus spune că El dă Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta și să cerem ca puterea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt să fie în viețile noastre, să ne călăuzească în călătoria noastră pe pământ. Câte zile vom mai avea de trăit pe pământul acesta? Toți să fim plini de râvnă și să rămânem uimiți atunci când ne întâlnim unii cu alții, când știm să vorbim frumos unii cu alții, când știm să ne purtăm în rugăciune unii cu alții, când știm să trăim cum ne învață Duhul Sfânt și Domnul să ne ajute să trăim așa cum.